Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani, spune că se va ajunge în instanță cu legea migrației politice. Curtea Constituțională a declarat drept neconstituțională legea migrației aleșilor locali, iar în urma acestei decizii există riscul ca cei care au schimbat partidul în timpul mandatului să-și piardă funcția. La Petroșani, Tiberiu Iacobriții a trecut de la PDL la UNPR, însă, având în vedere faptul că la alegerile din anul 2012, acesta a candidat din partea unei alianțe cu UNPR, legea nu este încălcată. Eu vă spun punctul meu de vedere. În acel moment, legea era în vigoare, ordonanța era în vigoare și avea putere de lege. Toți primarii și consilierii locali au fost de bună credință în momentul în care au ales să schimbe partidul politic. Aici discuția poate fi făcută mai largă, însă o să mă refer la niște aspecte legate de Petroșani în special. Noi am candidat în 2012 sub sigla USP, Uniunea Social Populară, din Uniunea era formată din trei partide politice, PDL, UNPR și PNCCD, deci practic noi am fost aleși pe aceeași listă și sigur că vom vedea ce va hotărâ Parlamentul, însă cred că cel puțin la Petroșani va fi o speță care probabil va trebui decisă de către un judecător, dacă se va pune problema să se ajungă la această fază. Dar, repet, din punctul meu de vedere, toți cei care au făcut acest pas au fost de bună credință, având în vedere faptul că era o lege în vigoare. Aceea situație poate fi aplicată și în cazul USL, mai spune edilul. Știm cu toții principiul neretroactivității legii, deci o lege nu poate să prevadă pentru trecut decât într-un singur caz și acela este legea penală mai favorabilă, în rest, toate legile prevăd pentru viitor. Și din acest punct de vedere, cred că nici această hotărâre pe care a luat-o Curtea Constituțională și, sigur, hotărârea pe care o va lua Parlamentul nu poate să prevadă pentru trecut. Asta ca să clarificăm oarecum situația legată de această ordonanță. Pe de o parte, iar pe de altă parte, sigur că extrapolând, aici eu vorbesc pur teoretic, cred că mai sunt și alte cazuri care ar putea fi luate în discuție pe aceeași temă, dacă e să vorbim de USL, care s-a desfăcut și în 2012 au fost împreună, acolo nu se mai vorbește de și orice altă alianță politică, da? Acum e o problemă cu primarii și consilierii locali. În luna octombrie a anului trecut, Tiberiu Iacobriții a trecut la UNPR.